Cam așa mi-arată mie trepiedul ca să înțelegeți ce bine stau cu banii, că nu permit un trepied, așa că am pus mai multe cărți, efectiv, una peste alta, ghidurile mele de la școală, câteva caiete și aici frumos Harry Potter cu prizonierul din Azkaban și am impresia, sau numai eu, cred că am impresia că e strâmb rău trepiedul ăsta, bine, e un trepied improvizat. De pe care o să pregătim episodul și o să credeți-mă că o să fie fain, adică zic eu că merită, mă, merită, n-ai cum, adică și ăsta are un suport extraordinar, eu sta, la mine toate să ai. Salutare și bine v-am regăsit la acest minunat episod de pe acest minunat canal. Cred că este efectiv a 6-a oară și fără să glumesc când fac acest intro, m-am obișnuit foarte tare să filmez de pe laptop sau de pe telefon, unde nu mă vedeam, așa că acum văzându-mă e mult mai greu și e mult mai ciudat, pentru că tot îmi vine să mă uit la mine și nu în obiectiv și o să pară ciudat, cred că, tot clipul, dar aia e. De asemenea, dacă vă place acest format, nu dați să... Dacă vă place acest format, nu uitați să apăsați pe butonul de like și o să facem în acest format. Nu știu de ce am mai zis ceva, n-avea nici, efectiv niciun sens, aproximativ tot ce zic n-are niciun sens. Trag o linie de praf de pe curul ei, de pe curul ei, de pe curul ei. Ai grijă cum vorbești, o să-ți o iei, o să-ți o iei. Înclud o gajă. Până acum am rămas foarte bine impresionat, adică mi-a plăcut cadrul de început cu ei doi acolo ca doi îndrăgostiți foarte adorabil, iar apoi are așa o tranziție cu o cruce făcută în paint, iar următorul vers mi se pare extraordinar pentru că nu-l înțeleg nici până ziua de astăzi. Trag o linie de praf de pe curuie, te rog explică-mi ce linie de praf de pe curuie tragi. Că ai zis o linie de praf, când aud cuvântul praf mă gândesc la o mătură și la jec de supat. Eu știu ce ai vrut să spui, că tragi o linie de speed, de cocaină și așa mai departe. Și nu, nu ești cool pentru că ai zis chestia asta, frate. Se simte autotune în ultimul hal. Lălăi cuvintele, deja din primul vers ai lălăit foarte tare cuvintele. Sunt mai multe onomatopee și cu greu înțelegi ceva. Dar na, asta este muzica din 2020 și asta este părul meu tot din 2020. Jur că într-o zi o să mă tund cheală și o să termin cu toate prostiile astea. Vor să le sarut, îți jur, le spun, stați puțin că eu vreau să vă fug, eu vreau să vă fug. Le dau o babă, încep să fac color, eu văd alb negru, sunt prea sobor, timp că mor. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta, mi-a plăcut foarte mult versurile astea. Aia, fut, aia, cu alb negru, aia, babă, necul. Ce Dumnezeu ai vrut să spui, numai tu ai putut să înțelegi. De fapt, am înțeles o singură chestie, că tu când bagi o boabă vezi culori. Vreau să-ți reamintesc, în caz că nu știai, că tu vezi culori, da? Vezi mai multe culori și în momentul în care ești treaz, adică nu înțeleg să adică stai un pic să percepi, ești câini și vezi alb negru și atunci, când iei boaba aia, vezi într-o dată culori, că până acum n-ai văzut un culori toată viața. De fapt, la cum te-ai îmbrăcat, crezi eu că n-ai văzut culori, că n-ai asociat absolut nimic pe tine, pur și simplu ai aruncat acolo o geacă de fată, pentru că aia nu pot să-i spun geacă de băiat, neam de neam. Mi-a plăcut sticla aia din mână acolo, e șmecher, e cineva, stai un pic, băi. Deci am impresia că e tipul ăla care când aude alcool, hăp, și eu, să fie acolo, ești foarte șmecher. Nu cred că ai tras în viața ta o boabă, nu cred că știi care sunt efectele pe care ți le dă o boabă și e destul de scumpă chestia asta, nu cred că ți-o permiți. Baba, nu am uitat, ești trepăr, ești periculos, cu siguranță ți-o permiți. Dar de la boabe nu vezi culori. Crede-mă că ești la... Ioi, Doamne, dubios ești, mă jur. Ești foarte dubios și chiar nu înțeleg genul ăsta de muzică lălăită și dubioasă, pentru că e foarte... Bine să mor, să continuăm. Am farmacia la mine fiecare zi, catena aia sunt doar mici copii. Fug de poliție în fiecare zi, de 6 luni încearcă să mă prindă, n-au reușit, știi? Deci cum a zis, am o farmacie la mine în fiecare zi și catena parcă sunt mici copii, iar după scoate o blisteră de pastile, nu știu ce pastile s-alea, și efectiv scoate o blisteră pe jumate folosită.
nu ești o farmacie pentru că ai niște pastile la tine și nici măcar are o cutie întreagă. Pur și simplu, scos blister acolo, folosesc de pastile, se uită la ea, am niște Xanax, sunt foarte periculos. Eu și Lil Pump ce mai băgăm atâta în noi fiecare zi, adică frate, eu sunt cu Lil Pump, în fiecare dimineață băgăm niște Molly. Da, după aia băgăm un G acolo să fie, băgăm și o Coca, băgăm un Speed, știi cum? Și seara ne relaxăm frumos, bem o sticlă de vodka și futem. Dar mi-a plăcut, serios, versul ăsta mi-a plăcut foarte mult. Pentru că, din nou, nu are logică. Nu ai nicio farmacie după tine dacă scoți pur și simplu o blisteră de pastile aproape terminată. Din nou, nu știu ce pastile sunt acolo. Și nu înțeleg chestia asta la tineri și mai ales la trapperi din ziua de astăzi să se flexeze cu faptul că ei consumă anumite tipuri de pastile. De cele mai multe ori sunt antidepresante. Adică, de ce a devenit o modă în ziua de astăzi să iei antidepresante sau antidepresive? Nu mai știu cum le zice. Și să zici că ești cool. Man, am Xanax la mine. Șmecher. Nu sunteți șmecher. E penibil. Și e și mai penibil să spui într-un clip că tu te flexezi, că te fugărește gardă. Man, dacă într-adevăr erai fugărit de gardă, nu mai poți stai nimica pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, pe nicio rețea de socializare și crede-mă că fugeai mâncând pământul. Și în momentul în care intrau aia peste tine în casă și te băteau de țăreapa în cap, crede-mă că nu veneai tu acolo să spui, ce... Bă, eu sunt Ivan Doice, stați liniștiți, bine. Eu scap de închisoare, că fac bani YouTube o grămadă. Nu merg lucrurile așa, eu îți garantez 100%. Lucrurile nu merg așa și nu mai credeți că sunteți grozavi, pentru că nu sunteți, e pur și simplu penibil și mi-e jenă mie de jena voastră. Să continuăm. Hai un plan să fumăm. Ei, ia la tine pe balcon după hai în dormitor. Trag o linie de praf de pe curul ei, de pe curul ei, de pe curul ei. Îi bala gingia, ai grijă cum vorbești, o să-ți o iei, o să-ți o iei. Ia, am hanorac mai scump de el cu mașina pe care o conduce acum. Nu comenta n-ai cum, ia, ei. Pur și simplu la clipul ăsta nu am ce să comentez foarte mult, adică în mare parte mi se pare extrem de penibil, extrem de exagerat și pur și simplu aceleași cuvinte folosite la toți trepări, aceleași motive, acelea că sunt urmăriți de gardă, că ei consumă foarte multe pastile, că ei consumă foarte multe droguri, că nu sunt prins niciodată și că sunt șmecheri, evident, și mari futangii, că efectiv toate fetele mor după corul lor. Adică chestia asta o văd la aproximativ toți trepării. Și nu zic că nu sunt și trepări buni, care într-adevăr transmit un mesaj și o emoție și poți să băi, să îl simți pe artist, să te regăsești în piesele. Nu spun că nu sunt și chestii de genul ăsta, dar marea majoritate a pieselor, cel puțin în ziua de astăzi și în artiștii români, sunt extrem de penibile și nu au absolut niciun sens. Adică toți repetă aceleași chestii, cât de grozav sunt ei și cât de pielea pulii sunt cei care se uită la ei. Cam ăsta este mesajul. Autotune-ul este folosit în ultimul hal și frate, nu e ok, adică e bine să folosești autotune pe anumite părți unde vrei să-ți sune vocea mai bine pentru că nu poți să o ridici sau poți să o cobori și așa mai departe, dar nu poți să folosești autotune pe toată piesa când tu nu ai voce. Și oricum sună aiurea cu tot autotune, pentru că autotune-ul ăla, până la urmă, nu este o minune, nu o să-ți facă vocea să sune mai bine. Nu zic că nu, te ajută. Dar te ajut atunci când tu deja știi să cânti, când deja ai o voce și deja știi cum să folosești chestia asta, știi, în avantajul tău. Dar în momentul în care tu suni ca și un porumbel castrat, nu o să te ajute foarte mult autotune, oricât ai pune tu. Și mai ales chestia asta pe care nu mai înțeleg la tineri, sunt cuvintele astea efectiv lălăite, lungite în ultimul hal. Nu înțeleg chestia. Asta nu o pricep neam de neam, adică aud chestia asta, bă, peste tot și nu pot să vă înțeleg de ce, vai de viața mea, de ce folosiți chestia asta. Atâtea onomatope. Amu, vreți să învățați alfabetul și nu știți cum? Amu, vreți să învățați... Tot mă uit în partea aia. O să fie ciudat pentru voi. Amu, învățați alfabetul, amu, trebuie să învățați și sunetele. Și îmi pare rău, dar asta aș vrea să fie cumva o concluzie pentru toți artiștii de genul ăsta care sunt la început. Bă, aveți nevoie
de voce. Aveți nevoie să transmiteți un mesaj, nu ceva la care îl văd efectiv la toată lumea. Și în ultimul caz mi-a plăcut extraordinar, el și cu ea plimbându-se prin oraș, el cu apița de la Dorna, ea mai masculină decât el, iar el cu gecuța roz. Ce dracu', eu am așa copil, direct orfelinat, scrie pe el, și măcar nu mai stau la discuții, te duc direct la orfelinat. Îmi pare rău că probabil sunt dură și nu am spus absolut nimic bine, dar nu ai voce, nu am simțit emoție, nu am înțeles mesajul. Eu nu am înțeles nici versul, ce mesaj mai vorbim. Când vreți să scoateți o piesă, vreți să vă faceți muzicieni, gândiți-vă la ce vreți să transmiteți publicului. Se defocusează camera cum se defocusează Van Dragogan. Așa e și defocusată. Dar când vreți să faceți o chestie de genul, gândiți-vă la ce vreți să transmiteți și vedeți, aveți sau nu voce. Pentru că dacă nu aveți, nu mă mai defocusa. Dacă nu aveți voce, credeți-mă că oricât ați încerca, nu o să sune bine. Și ok, apreciez munca din spate, apreciez editul, apreciez că ai încercat să faci ceva, apreciez faptul că îți place ceea ce faci, că vrei să continui. Dar te rog, gândește-te mai bine la versuri data viitoare, la mesajul pe care vrei să-l transmiți, să se înțeleagă cuvintele și să nu fie un videoclip pur și simplu de ampula cu câțiva tineri care unul juce o brichetă la gură, alea au alcool și cred că toate fetele alea acolo sunt minore. Nu doar să fie pur și simplu cu mișcări de alea. Pur și simplu vreau să simt ceva din videoclipul ăla, să-mi transmis ceva, probabil să mă regăsesc în el. Pentru că cine dracu se regăsește în melodiile astea? Câți? Oh. Și nu mai faceți consumul de droguri ceva cool. Ok, nu zic că nu sunt oameni. Nu te mai defocusa, mulțumesc. Nu zic că nu sunt oameni care nu consumă. Nu mă interesează. Fiecare să consume ce vrea să facă, ce vrea. Nu o să comentez eu pe partea asta. Dar măcar nu vă mai lăudați că virgulă consumați. Măcar nu mai scoateți chestia asta în evidență, pentru că vă garantez că niciun drogangiu adevărat nu o să vină și o să zică că mamă, tot consum eu și mie. Nu, chestiile astea simt. Nici Pablo Escobar nu venea și spunea, adică pe bune. Mă rog, ăsta a fost videoclipul. Eu totuși sper că v-a plăcut. Dacă s-a ofensat cineva, nu te mai defocusa. Îmi pare rău. Nu te mai defocusa. Mulțumesc. Am mâinile albastre de la albastru, Emitin. Și dacă v-a plăcut acest tip de format, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să dați un share, că m-ar ajuta foarte mult. Și ne vedem data viitoare. Nu te defocusa. Mulțumesc. V-am pupat.